Suntem tare curioși să vedem ce ne-a mai pregătit Dan și cu ce trucuri vine în această dimineață. Cercetătorii neozeilandezi cu cei britanici și cu vreo 2-3 de pe la noi au descoperit proveniența durerii de cap la moldoveni a doua zi după cumătrii, nunți, petreceri și atenționează gospodinele să nu mai folosească mărar în plăcinte, fiindcă battle vina din cauza lui îi doare capul pe ai noștri. În această ediție vă prezentăm 3 modalități numai bune de încercat acasă cum să păstrăm mai bine verdețurile. Așadar, prima modalitate. Aveți nevoie de un pahar cu apă rece. Acoperim paharul cu o folie de plastic. Tăiem acest plastic ca să facem loc verdețurilor. Ați văzut? Așa puteți să-l păstrați proaspăt pentru mai mult timp. Dar nu s-a terminat aici. Îi mai faceți și o cupolă din foaie de staniol ca să se păstreze și mai bine pe termen îndelungat. Dacă vreți să-l păstrați în frigider sau să-l puneți și la congelator, aveți nevoie de o sticlă pe care o tăiați la burtă. Și în interior puneți verdeața. Ați văzut? Ce bine e? Alta ar fi mai interesantă e să luați verdețurile care vă plac, îl tocați bine, bine și aveți nevoie de o formă care face gheață. Puneți la fundul ei mărarul și pătrunjelul tocat. Punem ulei. După ce am turnat uleiul, punem la congelator și când avem nevoie să condimentăm mâncarea cu verdețuri, scoatem cubul de gheață și îl punem în mâncare. Cam atât a fost pentru astăzi. Ați văzut 3 modalități utile de a păstra verdețurile pe o perioadă mai lungă. Dacă v-a plăcut, scrieți-ne în comentarii și noi vă răspundem. Iar eu vă doresc o zi bună și nu uitați, orice problemă are și o rezolvare. La revedere! Alo, alo! Să-mi șterg prispa. Căzutul a slăbit.